Bună seara, oameni dragi, bună seara! Nici nu știu cu ce să încep astăzi, am multe, am și de râs, și de plâns, și de nervi. Dar începem cu scandalul, cu cancanul, că asta este, politica s-a transformat într-un cancan, că ne place, că nu ne place. Ea s-a transformat în cancan, exact cum am spus ieri, în primul rând, odată cu intrarea pe scena politică a partidului USR, iar acum cu aur este dus la rang de ce să-i, cum să-l numim, doamna Roberta? La rang de artă, oricum. Cred că ar trebui să scrie manuale despre cum se desfășoară politica aici și la noi, pe meleaguri. Partidul AUR se confruntă cu acuzații venite din partea foștilor membri AUR, că sunt oameni din interior care cunosc mai multe și vin și cu niște dovezi în sensul ăsta, prezintă ei niște lucruri. Acum o să rămână să... în timp să mai vină oamenii ăștia cu alte dovezi. Noi spunem ce spun și ei, vă transmitem, pentru că sunt acuzații grave care circulă în spațiul public și nu putem să ne facem că nu le vedem. Și ne legăm, pentru că se vorbește aici de niște firme și dacă tot ne-a fost ridicat acest subiect la fileu, avem de vorbit despre multe firme care roiesc în jurul AUR. Începem prin a vă citi ce declară pe pagina dumnealui de Facebook domnul Ciprian Ciubuc, fost membru AUR. Parlamentar. Spune așa: câtă minciună și câtă parșivitate. Aveți aici factura care demonstrează contrariul. Conducerea AUR minte. Lunar, din 21 decembrie 2020, toți deputații și senatorii, 40, acum 47, atunci sunt obligați să plătească 1.500 de lei lunar din sumele forfetare ale parlamentarilor celor 7-8 firme de presă controlate de, spune dumnealui, Marius Dorin Lulea, nu a prezentat dovezi în sensul ăsta, unul dintre fondatorii AUR, pentru propaganda AUR. Una dintre aceste firme este Media Press Unirea SRL. Aceste firme sunt închise în momentul în care devin plătitoare de TVA, adică până în pragul de 300.000 de lei. Și sunt deschise altele prin diferiți interpuși. Media Press Unirea SRL este administrată de Doina Grosu, spune dumnealui Ioba Sarabeancă Docilă, care răspunde la comanda păpușarilor și conducerii AUR, asemeni unei marionete. Acestea sunt acuzațiile în contextul în care domnul George Simion de 2 zile nu are altă treabă în această țară decât să urle despre niște subvenții care se plătesc de când sunt partidele astea pe aici, pe meleaguri, de după 89. Că sunt bune, că nu sunt bune, că ce fac cu banii, că nu știu, nu, e o discuție amplă. Cumva aceste subvenții vin tocmai ca să descurajeze spațiul politic de a apela la metode neortodoxe pentru obținerea de capital pentru diverse campanii publicitare sau pentru întreținerea sediilor sau să există angajați. Contabilii, trezorierii, parcă de partid, au salariu. Deci sunt niște salarii care trebuie plătite. Și domnul Simion, din Anglia, de unde este dumnealui, plecat într-un soi de lună de miere, de acolo urlă de aceste subvenții de 2 zile. Discuția asta despre subvenții, în primul rând, a venit pentru că dumnealui este supărat că nu este lăsat să folosească acei bani de subvenții pentru construirea unui spital. Eu nu mai, nu știu pe ce limbă să mai spun, că domnul Simion știa de la început, când a făcut această promisiune de șartă oamenilor de bună credință, a știut că legea nu îi permite. Legea este foarte clară despre cum trebuie cheltuiți acești bani. Deci știa foarte bine. Nu a făcut niciun demers în sensul ăsta până acum, nu știu, să schimbe legea sau să le spună oamenilor, că putea să le spună oamenilor: uitați, eu cu banii ăștia vreau să fac spital, nu-mi permite legea, dar o să fac tot posibilul să schimb această lege. Nu. Nu. Ce se urmărește de fapt cu acei bani? Nu știu. Acum, foarte multe voci, tot din foștii membri AUR, spun că acel
spital ar fi urmat să fie construit de firma de construcții a aceluiași despre care vorbește domnul Ciprian Ciubuc despre domnul Lulea. Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, asta dumneavoastră trageți aceste concluzii. Va arăta doamna Roberta, domnul Ciubuc a pus la dispoziție factura, cum este facturat, era facturat cu 1500 de lei lunar. Alte voci spun că se plătea și mai mult pentru publicitate. Am verificat și eu, stați așa, că am verificat și eu această companie să văd exact câți angajați are, ce venituri are declarate. Și avem așa, deci avem așa, avem media presunirea SRL, cifra de afaceri pe 2021 este de 287.700 RON cu un singur angajat și firma și-a închis activitatea. De ce? Pentru că era foarte aproape de pragul de 300.000 de lei și ar fi devenit plătitoare de TVA. Asta este ce spune domnul Ciprian Ciubuc. O să vedem în viitor apropiat, o să aflăm mai multe informații și eu o să vi le prezint. Dar dacă tot am discutat despre domnul Lulea, ceea ce știm sigur despre domnul Lulea este că are acea companie, pe care v-a arătat doamna Roberta mai devreme, compania care se numește Ideal Project Architecture and Engineering. Aceasta este compania pe care o deține, sigur, domnul Lulea. Domnul Lulea, la această companie, l-a avut angajat și vă arată doamna Roberta, când poate, CV-ul domnului Simion. Deci domnul Simion a lucrat la compania prietenului lui, care acum este membru de partid și parlamentar, a lucrat din 2012 până în 2020, director de marketing. Tare aș vrea să aflu exact ce făcea domnul Simion acolo. Dacă aveți curiozitatea, puteți să mergeți să-l întrebați. Cu ce anume se ocupa ca director de marketing? A făcut vreo campanie de marketing? Adică ce marketing are nevoie o firmă de construcții? Ar putea să ne spună domnul Simion, domnul scriitor George Simion. Acum, bineînțeles, aceleași voci din partid spun că acea carte de muncă a fost una de formă doar pentru a avea justificată cumva existența. Asta se aude pe piață. Această problema nu este doar cu această companie. Problema este că aflăm aici din Newsweek, într-un articol din 2020, dar care a trecut pe sub radar, nu a fost observat de nimeni, care a aruncat un ochi mai profund către domnul Lulea și nu doar domnul Lulea, pentru că acea companie mai are un asociat, cum acești patroni doi la număr și-au băgat pe listele cu candidați și-au băgat toate rudele, cum au ajuns ei în Parlament și ce manțocăreli fac. Haideți să citim. Patronii lui George Simion și-au pus familiile și partenerii de afaceri pe listele Partidului Aur. Copreședintele Aur este director de marketing la o firmă a cărui patron este vicepreședintele Aur. George Simion a fost angajatul unei firme, deci practic fostul șef, da? Îl avem aici, domnul Lulea, fac o pauză de la articol, deci a fost angajatorul, șeful lui George Simion, cum ar veni, este și membru fondator Aur și a pus rudele pe listele de candidați Francis Lulea și Tereza Lulea. Companiile lui încasează bani de la parlamentarii Aur pentru promovare, spun foști membri în continuare parlamentari Aur. Compania lui ar fi trebuit, spun ei, să preia construcția spitalului promis de Aur. Și aici ultima linie este cea mai interesantă, oameni dragi. Ca membru fondator Aur este beneficiarul milioanelor de euro subvenția pentru partide în cazul desființării Partidului Aur. Ce părere aveți, oameni dragi, de treaba asta? Cine după dumneavoastră așa, cine este șeful cui? Cine este șeful cui în toată această treabă? Pentru că domnul Lulea, tot respectul, da, a fost șeful lui Simion 8 ani de zile. Este membru fondator, adică nu Simion, nu este George Simion membru fondator,
Sunt trei membri fondatori, niciunul dintre ei nu este domnul George Simion. Deci care este exact rolul domnului Simion în acest partid? Haideți să vedem. George Simion a fost angajatul unei firme de construcții de la care a încasat anul trecut 38.000 de lei. Salariul mediu în construcții este de 3.180 de lei potrivit INSE. Patronul majoritar al firmei de construcții Ideal Project Architecture and Engineering SRL este Dorin Lulea. Lulea este patronul lui Simion la firmă, dar la partid Simion este superior. George Simion este copreședintele AUR, iar Lulea, vicepreședinte, desemna să se ocupe de relații cu oamenii de afaceri. Firma Ideală Așa este patronată de Marius Dorin Lulea, 70%, și Daniela Luciana Axinia, 30%. În ultimul an fiscal, firma la care a lucrat George Simion a avut o cifră netă de afaceri de 2,87 milioane de lei cu 13 angajați. Sediul social al firmei este în Tunar, nu ne interesează, așa. Marius Lulea este președintele Organizației Oamenilor de Afaceri a Partidului AUR, însă pe listele de candidați pentru Senat, ale partidului depuse pentru județul Neamț, se află Francisc Lulea, tatălui Marius Dorin Lulea, și la Camera Deputaților figurează o anume Tereza Lulea. Eu vă întreb, oare familia domnului Lulea și Lulea în persoană, adică avem trei Lulea pe lista de candidați, au fost puși pe meritocrație sau poate pentru că putem să bănuim că poate au fost puși pentru că a fost șeful lui Simion și l-a ajutat. A ajutat partidul cu bani pentru a-și face acea campanie cu acel autocar. S-a făcut o donație, domnul Lulea a făcut o donație. Ce părere aveți? Vreau să-mi spuneți dumneavoastră. Credeți că oamenii ăștia, adică au, eu nu spun că nu sunt buni afaceriști, asta e clar, au cifre de afaceri de 2-3 milioane de lei, dar au ei competențele și atributele necesare pentru a fi în Senat, în Camera Deputaților, pentru a conduce această țară? Nu știu, vă întreb. Că parcă era pe meritocrație, parcă domnul Simion se bătea cu pumnii în piept că el nu face ca PSD sau ca PNL să angajeze rude și sinecuri și... Păi, nu, doar în cazul domnului Lulea a băgat o familie. Sunt foarte multe familii băgate așa, buluc. E coincidență, zice doamna Roberta. E coincidență. Ziceți, oameni dragi, e coincidență. Trecem mai departe la celălalt șef, șefă, că e doamnă. Celălalt patron al lui George Simion, Daniela Luciana Axinia, are la rândul ei alte trei firme. În firma Ideal Așa, este asociată cu focșăneanul Adrian George Axinia, candidat la Camera Deputaților pe listele AUR Prahova. Firma are sediul social în același imobil cu firma angajatoare a lui George Simion, deci apare o altă firmă care are sediul social în aceeași încăpere cu clădire cu firma domnului Lulea. Conform datelor financiare, Ideal Inginerie și Arhitectură a avut o cifră de afaceri de 298.000 de lei, adică și ea până în pragul de 300.000, din nou coincidență, nu fiți răi, cu trei angajați. În firma Inginerie și Consultanță Construcții, Daniela Luciana Axinia este asociată cu Petre George Lazar. Deci e Camera de Comerț, este practic minciună. E minciună pe lângă încrengătura de companii din jurul Partidului AUR. Dar altfel ei urlă de dimineața până seara de niște subvenții. Cifra de afacere a acestei firme în ultimul an fiscal a fost de 171.000 de lei cu zero angajați. Ce auziți, oameni dragi? Ce auziți? Cum se fac bani în companii cu zero angajați? Cum vine asta, doamna Roberta? Cum facem și noi o firmă de asta cu zero angajați să facem și noi? 171.000 de lei? Nu e de colea. Nu e de colea. Separat, Daniela Luciana Axinia mai este patroana firmei Club de Recuperare și Întreținere Axis. Oamenii sunt latifundiari. Sunt multilateral dezvoltați, pur și simplu. Partenerul de afaceri al Danielei Luciana Axinia, șefa lui Simion, Petre George Cezar, a fost candidat la Senat pe listele AUR Prahova. Deci avem așa. Avem un lanț de companii.
toate până în 300.000 ca să nu intre la plată de TVA. Adică de ce să plătim statului român? Nu, nu. Noi nu avem obligații față de statul român. Noi avem doar pretenții. Altfel, urlăm la oricare alți politicieni, dar nu la noi, care facem niște lucruri. Nu le dau eu nume, vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile. De ce au apărut aceste companii una după alta până să atingă pragul de 300.000 de lei? Deci avem companii, multe companii care au mulți patroni și toți acești patroni s-au regăsit pe listele de candidați. Ce părere aveți? E afacere de familie asta sau ce este? Ce este acest partid? Ce este acest partid? Dacă și pentru acest partid bugetul țării este așa, borcanul cu miere, casă de binefacere, ce să mai zic, oameni dragi? Ce să mai zic? Uite, de la o zi la alta cad măștile și vedem din ce în ce mai multe lucruri. Și eu mă întreb, mai are dreptul George Simion să urle? Să urle de ce fac alții, fără să se uite puțin în oglindă? Se aștepta ca aceste lucruri să nu apară, să nu se discute despre aceste lucruri? Chiar așa de proști ne crede pe toți în țara asta? Bun, deci și domnul George Cezar, care era partener cu șefa lui Simion, avea și el o firmă și era și el pe lista de candidați. Conform, deci așa, focșăneanul Adrian George Axinia este cap de listă la Camera Deputaților. Domnul George Axinia Adrian este rudă cu doamna Daniela Luciana Axinia. A înțeles cineva ceva? Doamna Roberta, se înțelege ceva? Ce zic eu aici? Coincidență, zice doamna Roberta, că Axinia e un nume, e un fel de pop prin Focșani. Conform declarației de avere depusă de Axinia, rezultă că acesta deține două terenuri intravilare în Tunari, adică domnul din Focșani, care e partener, coincidență de nume cu doamna Axinia, deci domnul din Focșani e pe listă, dar are un teren în Tunari unde își desfășoară activitatea domnul Lulea. Măi, oameni dragi, vă rog frumos, doamna Roberta, data viitoare vreau și eu aici la tablă, pentru că nu, zăpăciți cu oamenii. Deci nu a înțeles nimeni nimic din ce am spus eu aici. Deci trebuie să facem, poate vă era dor, ies frumos cu pixul și desenăm. Facem încrengătura. Bun, tot în Vrancea are și o casă bătrânească, însă se laudă cu o șalupă Monterey din 2003 și un cont bancar de 150.000 de lei. El lucrează ca inginer la firma Ideal Prima Design. Deci aici este ceva. Deci sunt toți sunt cu firme de construcții. Sunt acești cavaleri templieri de rit nou. Vă spun, deci nu, prea mare coincidență. Deci toate aceste companii din jurul AUR se ocupă cu construcțiile și George Simion n-a fost în stare să construiască un proiect de lege. Dom'le, o cărămidă legislativă n-a fost în stare să pună domnul George Simion de când este prin Parlament. Altfel, el se ceartă, bineînțeles că se ceartă cu PSD-ul. Dar eu vă întreb, cine a depus moțiunea de cenzură și a adus PSD-ul la guvernare? Cine? Nu domnul George Simion? Nu domnul George Simion a contribuit la această treabă? Și ba mai mult, domnul George Simion, de când a ajuns PSD-ul la guvernare, nici nu mai iese în stradă. Altădată era numai pe stradă, cu oameni, cu autocare, aducea lume de peste tot. Și asta, o fi și asta o coincidență, doamna Roberta? Doamna Roberta zice că se abține. Eu, da, putem să ne gândim puțin și la treaba asta. Adică cum a coincis totuși momentul de pauză în ale protestelor cu venirea la guvernarea PSD-ului. E de gândit. Deci asta se întâmplă cu aceste companii. Repet, am înțeles de la domnii care au început aceste dezvăluiri că vor urma. Se documentează, vorbesc cu juriști, pentru că și ei trebuie să se protejeze. Pentru că se întâmplă lucruri cumva la
la limită, adică sunt aici, se aruncă cu vorbe, cu evaziune fiscală, cu... Nu sunt lucruri mărunte. Nu sunt lucruri mărunte. Ei vorbesc inclusiv de faptul că știți steagurile, fularele, gecile cu inscripționate cu Partidul Aur, acele produse cu branding de partid sunt vândute și filialele din teritoriul Aur sunt obligate să le cumpere, să cumpere un număr de produse, plus simpatizanții Partidului Aur, doar că nu prea se dă bun. Nu prea se dă bun. Cum facem? Asta cum o faci? Ce facem, doamna Roberta, cu treaba asta? Cine pe cine să sunăm? DNA! Alo, DNA! Alo, ANAF-ul! Ar trebui investiga puțin. Acum, cumva nu mă miră faptul că domnul George Simion a avut acest magnet. A fost un magnet pentru, uite, oameni cu bani, toți cu firme de construcții, cu șalupe, cu terenuri, cu niște companii care încasează niște cotizații. Domnului George Simion îi plac. Îi plac banii, domnule. Și asta nu-i păcat. Nu îl judecați, că tuturor ne plac. Unii sunt dispuși să facă lucruri. Doamne ferește să fiu eu aia care judecă. Are și domnul George Simion limitele lui, ca să spun așa. Are o planșă de lucruri pe care este dispus să le facă pentru obținerea banilor. Ca să ne aducem aminte, nu spun eu, vă las, vă dă doamna Roberta clip cu ce declara domnul George Simion că ar fi dispus să facă dacă primește donații de la 2-3 mii de euro în sus. Ia, doamna Roberta, ia să vedem. Dacă sunt oameni care ar mai putea dona bani, gen 2.000-3.000 de euro, foarte binevenit, stau cu ei, să-i pup în fund. Dacă sunt oameni care ar mai putea dona bani, gen 2.000-3.000 de euro, foarte binevenit, stau cu ei, să-i pup în fund. Dacă sunt oameni care ar mai putea dona bani, gen 2.000-3.000 de euro, foarte binevenit, stau cu ei, să-i pup în fund. Dacă sunt oameni care ar mai putea dona bani, gen 2.000-3.000 de euro, foarte binevenit, stau cu ei, să-i pup în fund. Dacă sunt oameni care ar mai putea dona bani, gen 2.000-3.000 de euro, foarte binevenit, stau cu ei, să-i pup în fund. Dumneavoastră ați fi dispuși să faceți aceste lucruri pentru 2-3.000 de euro? Deci, se pare că știe cum să facă bani domnul Simion, organiza cine festive cu simpatizanți Aur, iar cei care doreau să ia cina, să se bucure de prezența lui George Simion, trebuiau să plătească suma nici mai mult, nici mai puțin de 500 de lei. Deci pentru a lua cina cu George Simion, cetățenii de rând, muritorii de rând, trebuiau să plătească suma de 500 de lei, așa s-au strâns bani, că se tot întreabă lumea totuși din ce trăiește George Simion, având în vedere că își donează 90% din salariu, având în vedere că nu are alte activități, nu are vreun business, a fost angajatul lui Lulea între 2012 și 2020 pe salariu de 3.000 de lei. Deci, totuși, din ce trăiește? Uite că trăiește, se descurcă. Mai o cină, mai un fular vândut, mai o cotizație, se descurcă. Și dacă vin și donații mari, ați văzut, el prestează. Ăștia sunt oameni dragi, oamenii din politică. Din păcate, ce deranjează în primul rând pe toată lumea este faptul că se prezintă mereu în antiteză cu ceilalți. Deci ei nu vin, la fel ca USR-ul, nu vin să ne spună cine sunt ei. Nu. Adică noi suntem ăștia și noi putem să facem asta, asta și asta și avem expertiză pe asta, asta, am făcut asta și asta, nu. Ei vin și spun, noi nu suntem ca ceilalți. Atât. Din păcate, vinovați suntem cu toții pentru că în loc să-i luăm la bani mărunți și să așteptăm propuneri concrete, planuri economice, partidul ăsta, săracul Aur, săraca că e alianță, nici până la această oră nu a prezentat un plan pentru țară. Mâine, să zicem, intră la guvernare. Ce face?
Vine cu toate companiile astea de construcții. Ce face? Mai faci o țară? Mai construiești o țară peste asta? Ce face? Nu știm. Deci de asta spun că este și vina noastră că ne hrănim din ura asta pe care ei mizează. Ei mizează pe ura asta noastră și pe revolta și frustrarea noastră față de politica și față de tot ce s-a întâmplat în ultimii 30-32 de ani. Dar nu asta este soluția. Pentru că se creează mult zgomot pe nimic. Noi nu punem presiune pe ei să vină cu soluții reale și de asta nici nu o să vină. Nici AUR, nici USR, nici alții, nici cine nu mai veni. Până când noi nu devenim mai, cum să spun, ziceți, doamna Roberta, un cuvânt, mai... până noi nu ne apucăm să fim mai selectivi și să avem mai multe pretenții, ăsta era cuvântul, să fim mai pretențioși, mai pe calitate și nu pe calitatea unor proaste, a unor mesaje populiste, tot asta o să se întâmple. Ați văzut, a venit USR, a dispărut. Vine AUR, o să dispară. O să dispară și AUR-ul, la fel ca... Dar o să fie altele. Și noi o să trecem prin aceleași procese. Vin alții care spun că ei sunt buni, fără de păcate, curați, ca spuma mării, că ei nu sunt ca ceilalți, ca AUR, ca USR, ca PSD, ca PNL. Aceeași capcană este doar, stă doar în puterea noastră să ieșim din acest cerc vicios care nu ne duce nicăieri, ne învârtim în jurul cozii, în jurul cozii. În jurul cozii ne învârtim, oameni dragi, și cu procesul cu frauda de la sectorul 1. Am primit mai devreme de la băieții de la Luju ce s-a mai întâmplat, ultimele noutăți, că nu m-ați mai întrebat de mult. Și haideți să vedem care sunt ultimele noutăți despre, totuși, frauda, ceea ce a arătat a fraudă, da, ca să fim tiplă, să nu fim certați de domnii de la CNA. Trebuia cercetat ce s-a întâmplat acolo, da? Poate că a fost, poate că n-a fost, da, trebuia anchetat. Și avem așa. Începe îngroparea dosarului de fraudă electorală. A apărut prima clasare, asta nu-i bine, vizând scandalul alegerilor de la sectorul 1. După declinarea de la SIJ la PJ, sectorul 1 a părții privind secția de votare 117, procurorul Ion Rascotă a închis cauza disjunsă pe motiv că nu sunt semnificative diferențele dintre voturile numărate de polițiști și cele numărate de biroul electoral. Nu sunt semnificative. S-a clasat pentru că nu erau semnificative diferențele. Păi, domnule, cu voturi puține s-a scris istoria. Cu diferență de un vot s-a instaurat nazismul. Cu diferență de un vot s-a stabilit că în America limba oficială va fi engleza. Cu o diferență de un vot. Cum adică n-au fost diferențe semnificative? Păi un vot este prea mult. Deci dacă acolo s-a furat un vot, este prea mult. Deci cum vine asta, oameni dragi? Cum vine asta? Dar acolo nu era... Nu vă supărați. Noi n-am mers acolo să facem scandal să se renumere votul. Adică da, am mers acolo să facem scandal, să se renumere votul, doar că între timp pe acolo am dat peste unii. Peste unii care ieșeau de sus din biroul electoral, dintr-un sediu militarizat care ar fi trebuit să fie păzit de jandarmi și din care era era gara de nord acolo, nu vă supărați. Gara de nord era acolo. Ba mai mult, domnul procuror, cu toată dragostea, domnul procuror, cine l-a deschis? Eu vreau să știu. Cine l-a deschis acel birou? Pentru că de la acel birou cheia o avea procurorul Sprâncu, care dimineața se declarase cu COVID. Dimineața avea COVID și era pe izolare. Deci eu vreau măcar să văd că i-ați făcut dosar domnului Sprâncu pentru zădărnicirea combaterii bolii. Măcar pentru atât. Că umbla și răspundea, umbla COVID-ul în coadă și răspundea pe acolo, la birou. Deci ce căuta? Iar judecătoarea, am uitat, Albulescu,
care era locțiitoarea domnului Sprâncu, era plecată din țară. Era plecată din țară. Deci asta este clar, că acea încăpere putea fi deschisă în creierii nopții, în creierii nopții, că era deja 12 noaptea și ei tot umblau pe acolo cu mașinile. Sunt toate, toate sunt filmate, înregistrate. Fețele celor care au intrat acolo, numele de la mașină. Și dumneavoastră spuneți că nu există diferențe semnificative de vot? Deci dumneavoastră încurajați ca la alegerile următoare să plece lumea cu saci și cu rucsacuri ca Moș Crăciun? Despre asta este vorba. Păi ați creat un precedent periculos. Și eu fac apel către toate partidele să urmeze modelul. Furați-vă, mă! Furați-vă unii pe alții cu saci, cu rucsacuri, cu... Vă rog frumos! Stați să mai citesc, că poate mai... Bineînțeles că am glumit. Asta mai lipsea să mai instig la fraudă electorală, tocmai eu. Tocmai eu! Oricum, din toată afacerea asta, știți cine are de pătimiș, cine este chemat în instanță și găsit vinovat? Eu, adică, să ne înțelegem. Aia a fost omul nepotrivit la locul nepotrivit, la ceas de seară. Așa, deci, pas cu pas, spun cei de la Lujul, pas cu pas moare dosarul cu privire la furtul de voturi ce ar fi fost pus în scenă la sectorul 1 pentru victoria useristei Clotilde Armand. La nicio plun, după ce secția de investigare a infracțiunilor din justiție SIJ a declinat la parchetul judecătoriei sectorului 1 o parte din dosar, vizând membrii unei secții de votare, procurorul Ion Rascotă a clasat cauza în baza articolului 16 aliniat 1. Fapta nu este prevăzută de legea penală, ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. Deci acolo nu s-a încălcat nicio lege, spune domnul procuror. Deci ce am văzut nu există, există doar ce ne spune domnul procuror. Ce am văzut? Holograme. Putin cu hologramele sau chinezii cu intenție, cu J. Chinezii, domnule, ar fi trimis holograme. N-ați văzut bine. Nu ați văzut bine. Deci... erau perfect legal oamenii acolo, în toiul nopții. Era perfect legal să plece cu niște saci în mașină. Și nu era de datoria absolut nimănui ca să-i cheme pe oamenii și să-i întrebe de sănătate. Să-i întrebe de sănătate. Poate că nu știau, poate că își uitați careva acolo, nu știu. Trotineta. Nu trebuia verificat? Ce să mai... despre domnul procuror... despre ce diferență semnificativă să mai vorbim când noi nu știm ce erau în saci și rucsacurile cu care s-a ieșit? Păi din ce a mai rămas? Păi normal că ăsta era scopul. Adică se presupune că ăsta era scopul lor. Să le aranjeze bine astfel încât să cadă pe ce trebuie. Ce relevanță mai au sacii care au rămas acolo din toată lumea care s-a perindat pe acolo și a umblat prin saci? Dar am avut înregistrarea judecătoarei care efectiv îl certa pe domnul Sprâncu. Îi spunea că n-a mai văzut în viața ei așa ceva. Că niciun proces verbal nu pica pe cheie. Nu există diferențe semnificative. O țară întreagă urlă. Adică să fim serioși. În afară de cei de la USR, toată lumea a strigat la unison. Că au fost partide politice, că au fost analiști, că au fost... toată lumea a strigat la unison, toată lumea a văzut ce s-a întâmplat acolo. A, cine nu prea urlă și n-a urlat? Trebuie să revenim la primul subiect. Domnul George Simion n-a urlat. L-ați auzit pe domnul George Simion să urle de frauda de la sectorul 1? Păi în țara asta, cu ce începi, domnul Simion? Tot aveți ația constructori acolo. Păi constructorii ăia ai dumneavoastră, cu firme, cu toate rudele băgate în Parlament. Constructorii ăia când fac blocul, încep cu fundația sau cu acoperișul? Eu cred că domnul Lulea, care este un prosper constructor, cred că începe cu fundația. Păi fundația în țara asta pe care vreți dumneavoastră să o salvați și să o faceți să se învârtă după soare, la fundația acestei țări stă votul ăla democratic. Ori eu n-am auzit. N-am auzit să zică domnul Simion, domnule, lăsați-ne cu subvențiile și cu alte vrăjeli. Ziceți, domne,
Ziceți de votul ăsta. Când ați fost în seara, în seriile alea în care s-a protestat acolo, n-a fost domnul George Simion. N-a fost. Că toate metodele astea, că-i cu firme, că-i cu cotizații, că-i cu aia, că-i cu striga pe stradă, că-i cu huiduiel, că-i cu agresivitate, toate sunt unul la unul USR. Și asta, mie și inclusiv această situație îmi ridică un semn de întrebare. Faptul că nu se urlă, nu s-a urlat. Lăsați că, doamna Clotilde, e vorba de fraudarea votului electoral, democratic. Păi să-l ferească Dumnezeu să-l aud pe domnul Simion în 2024. Să urle, a fost fraudat votul. Aolo, aolo. Dar cumva, nu mi-e mică. Vă dați seama, asta chiar mă mir și eu acum ca era să zic eu ca ce. Nu mi-e nici mare mirarea că domnul Simion are nimic de zis de doamna Clotilde. Pentru că nu e o întâmplare că par din aceeași zonă. Ei chiar vin cu toții din aceeași zonă. Domnul George Simion cu USR-ul, cu reziștii, se trag din aceeași zonă. Au pornit dintr-un nucleu care s-a numit Roșia Montană. Dar o să facem despre asta un episod separat, că e prea mult de vorbit. Sunt tovară și cum să zică domnul Simion ceva despre tovarășa lui Clotilde Armand sau despre Nicușor. Cu cine se mai trăgea în poze? Cu domnul Barna, cu Mălin Bot. Haideți să ne aducem aminte. Surorile, frații noștri, îi iubim, persoanele LGBT. Sunt surorile, frații noștri. Mulți prieteni de mei care sunt într-adevăr homosexuali și nu se identifică cu băia, cu pene. Jignește pe... Fiecare e liber să facă sex cu fiecare în ce organ vrea. Fiecare e liber să facă sex cu fiecare în ce organ vrea. Da, am înțeles ce zici. Nu, din punctul ăsta de vedere, dăm să mai pun un pic de vin. Din punctul ăsta de vedere, ai dreptate. Hai că râd băieții acolo în spate. Doar că voiam să știu care e părerea ta cu... dacă poate să intre și în legalitate sau nu, sau cum o vezi, adică... Cannabisul medicinal poate să intre în legalitate, de exemplu. Jumate din USR s-a transferat oricum la AUR. Domnul Simion a simțit cândva, el spune că nu mai simte, dar cu siguranță cândva a simțit întru totul cu ce a nutrit pentru aceleași valori ca doamna Clotilde Armand, Nicușor Dan, Mălin Bot, Băsescu, cine mai era, Barna, a simțit ca ei. Dumneavoastră considerați, aveți lucruri în comun? Cu cine aveți lucruri în comun, vă întreb? Cu doamna Clotilde aveți lucruri în comun cu doamna Clotilde? Avem, să știți că avem lucruri în comun cu multe cu doamna Clotilde, dar ajungem mai încolo. Din nou coincidență, uite că astăzi e emisiunea coincidențelor. Astăzi este despre coincidențe, oameni dragi. Coincidență din nou, au fost la un semn deschiței calea, au fost puse tunurile pe trei miniștri de la PSD. Toți trei de la PSD. De aceleași partide. USR și AUR au o problemă gravă cu trei miniștri de la PSD. Cu domnul Rafila, care a declarat că nu e cazul să ne impacientăm și cu vaccinul și aia, că oricum vaccinul nu mai e ce trebuie. Nu mai e ce trebuie pentru actuala tulpină. Asta a zis domnul Rafila. Ba mai nou, pentru că am un clip, dar nu este pe clip, ba mai nou, domnul Rafila în sfârșit vine și spune și va forța spitalele să declare procentul de infecții nozocomiale. A recunoscut că acele raportare sunt falsificate, pentru că în timp ce spitalele, media europeană este de 6%, ai noștri declară 0 și ceva. 0 și ceva. Și a gândit un sistem astfel încât să-i și încurajeze pe medici totuși să spună adevărul și să nu mai bage mizeria sub preș și să rezolvăm aceste nozocomiale, ba mai mult vrea să facă laboratoare de testare acestor nozocomiale în fiecare spital. Asta e un lucru bun. Dar vorbim, avem treabă cu nuntă, cu subvenții, cu alte cele. E un lucru bun. Pentru asta trebuie taxat. Nu e bun domnul Rafila, spune AUR și cu USR. Despre domnul Budăi,
care se ceartă cu Bruxelles, care tot spune că nu acceptă, că hai să renegociem PNRR-ul, că el nu poate să renunțe la majorarea pensiilor, să sacrifice, să maneteze pensiile românilor care și așa sunt vai de mama lor. Nu e bun. Supără Bruxelles și domnul Putăi. Și domnul Daia, ce să mai zic? În primul rând că și-a permis să spună că el nu mănâncă lăcuste, că el e agronom și el omoară lăcuste, el combate lăcusca. El o combate, nu o mănâncă. Nu mai intrăm în detalii cu cereale, cu alea. Deci trei miniștri sunt puși la zid de propaganda auristă și useristă și avem un material pentru dumneavoastră ca să înțelegeți mai bine. Bă, comunistule, bă, ne-am măsăturat, bă, criminal. Domnule ministru, ați apelat? Sunteți criminal, mă, voi, comuniștii, mă. Ales de două ori senator și odată deputat și numit ministru al agriculturii în 5 guverne, Petre Daia nu ar fi fost târât la DNA în bătaia de joc a reziștilor dacă rămânea un simplu inginer agronom. El a început să deranjeze însă imediat după preluarea noului mandat de ministru, când a făcut unele declarații curajoase. Specialiștii în agricultură și producătorii din țara noastră spun că declarațiile lui Petre Daia se încadrează în ceea ce înseamnă interesul național. Dar ministrul agriculturii a declarat pentru un post străin că România nu va exporta surplusul de cereale decât după ce va fi asigurat tot necesarul intern. Mai mult decât atât, Petre Daia a deranjat neomarxiștii și propaganda a început imediat să-l atace pentru că nu a fost de acord nici cu preparatele din gândaci. Îi combat, nu mănânc. Pentru că așa este normal și firesc. Producții bune, stabile, cu speranță pentru țară. Domnule ministru, nu ne duceți cu vorba, vă vedeți cu o farfurie de lăcuste în față? Eu mă văd cu porumbul acesta în mână și cu o mămăligă românescă. Bastonul securistul cu care... Nu! Împuțitule, bă, securistule! Pentru că securist împuțit, bă! Scuză-mă! Nu danja! Există niște câștiguri mari, evidente, ale vaccinării. Asta nu înseamnă că în momentul de față, când el nu mai este eficient, trebuie să spunem că este eficient. Eu nu pot să mint și n-am niciun fel de motiv. Lucrul ăsta nu favorizează vaccinarea. Eu ar trebui să mint ca să se vaccineze lumea. Nu fac așa ceva. Pe fondul scandalului vaccinurilor de la Bruxelles, în care șefa Comisiei Europene a făcut pierdute mesajele private pe care le-a schimbat cu șeful companiei Pfizer și în contextul insistențelor cu care șeful OMS pe Europa, Hans Kluge, ne recomandă să ne vaccinăm, declarațiile ministrului Rafila par să fi supărat foarte tare pe reziștii care au cumpărat tone de vaccinuri și acum se tem că rămân cu ele pe conștiință. Pe 120 de milioane de doze de vaccin pentru care s-au plătit sume colosale, 1 miliard de euro s-a plătit pentru aceste doze de vaccin, iar campania de vaccinare în România cel puțin a fost un eșec total. Multe dintre aceste doze de vaccin, iată, sunt în continuare în depozite, nu au fost folosite și sunt aproape de expirare. Eu, Marius Budăi, vă spun cu sinceritate, nu voi semna niciodată o reformă care să-i condamne pe seniorii României și pe câte generații până în 2070 să-i condamne la sărăcie. Un alt ministru care i-a înfuriat pe reziștii care au întocmit pe genunchi PNRR-ul este ministrul muncii Marius Budăi. Ministrul Marius Budăi este categoric și bate cu pumnul în masă. Spune că nu va semna o reformă a pensiilor. Asta dacă Bruxelles nu va renunța la acel procent de 9,4%
stabilit prin PNRR pentru plata tuturor pensiilor. Și susține Marius Budăi că această reformă, care trebuie să fie gata la finalul acestui an, nu poate să fie semnată de către Ministrul Muncii dacă nu face Comisia Europeană un pas înapoi și nu este de acord cu cererea României de eliminare a acestui prag. România are peste 4 milioane de lucrători în Uniunea Europeană. Acei lucrători au fost pregătiți de statul român. Acei lucrători acum contribuie la PIB-ul Uniunii Europene. Este argumentul suprem al ministrului, care, cu riscul de a fi dat la o parte, cere guvernului să nu accepte condiționările discriminatorii ale Comisiei Europene privind pensiile românilor. Bineînțeles că pe toată lumea a siderat campania asta de mâncat, de mâncat a viermilor, lăcustelor, gândaci și alți carcalaci. E promovat intens, adică se simte izul de propagandă. V-am prezentat-o aici pe Nicole Kidman de la Hollywood. Dita mai campania care ne încuraja să mâncăm toate ligioanele. Dar nu este de azi. Și toate informațiile astea sunt acolo, dar vedeți, când vorbeam despre ele acum 3 ani, când au apărut, 3 ani, 4 ani, 5 ani, păreau conspirații, domnule, eram niște nebuni. Uite că n-am fost nebuni când semnalam mesajele pe care le trimiteau stăpânii lumii de la Davos și ne reamintim acum, ca să vedeți cum i-au pregătit din timp. Ei ne vând fast food-ul de acum, ei o să ne vândă și lăcustele, stați liniștiți. Banii tot la ei merg. Haideți să-i vedem. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. We have the means to improve the states of the world. And the way they start is by tracking you. If you go deep in the weeds and what these people are saying at this place, they're openly scheming up some of the craziest plans you'll ever hear of, like tracking your carbon footprint. We're developing, through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's, where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. You heard it. The one world government wants to keep tabs on what you eat and where you go. All because John Kerry's a little mad that your cheeseburger is wiping out part of the population. People forget, greenhouse gases are pollution. And 15 million people a year die because of the quality of the air around the world. We're dealing with a crisis here, folks. It's a crisis made by human beings. Maybe they should take their own advice before jetting off across the world on those private jets, emitting all that carbon. This would be a government, a world government, where you don't get to vote on anybody. This is everybody's worst nightmare. Worst nightmare. Worst nightmare. Haideți să-i vedem totuși pe oamenii ăștia care ne spun cum trebuie să ne trăim noi viața și ce trebuie să mâncăm și cum suntem noi niște nenorociți care poluează planeta. Dar ei, prin puterea exemplului, n-ar renunța la mașinile alea cu motoare mari. N-ar renunța la plimbările cu iahtul, la deplasările cu avionul privat, chiar pe distanțe mici, zboruri de 15-17 minute. Ei nu. Ei să nu renunță, dar noi trebuie să tăiem. Cum să mai mâncăm carne de vită care poluează planeta? Să mâncăm lăcuste. O să mai vă prezint așa din... Pentru că, repet, ei ne-au anunțat. Ei fără perdea ne-au anunțat din timp ce au de când să facă cu noi. Noi n-am vrut să credem. Iar cei care au vorbit au fost făcuți imediat conspiraționiști. Și-a râs lumea de ei.
A râs lumea de ei, a fost catalogați de buni, conspiraționiști și au fost ostracizați. E, uite că am ajuns aceste vremuri în care începem să ne gândim ce ar merge mai bine la sarmale. Vierm de făină, lăcuste, cu ce facem salata de bœuf. Astea sunt problemele gospodinei din 2022. Doamna Roberta, trebuie să luăm publicitate? Oameni dragi, avem publicitate. Rămâneți cu mine pentru că urmează imagini și materiale incendiare.